Eu vorbesc. Eu vorbi. Tu vorbești. Tu vorbiști. Noi vorbim. Noi vorbirăm. Oameni buni, am venit să mă autodenunț. Sunt oltean. Și n-am venit cu motostivuitorul. Și când am văzut tema de astăzi, eu, tu, noi, nu am putut să mă gândesc decât la niște pronume personale. Eu, persoana întâi singular, tu, persoana a doua singular, și noi, bineînțeles, persoana întâi plural. Pentru că mi-am amintit cuvintele Nicolae Steinhardt, care în Jurnalul Fericirii spunea: aș vrea să te văd cum conjugi verbe românești. Spre exemplu, a coase. La perfectul simplu, eu cusui. A cosi. Eu cosi. A coace. Eu copsei. Vedeți? De nicăieri apare un P. De aceea e frumoasă limba oltenească. Pentru că totul este perfect și simplu. Dar nu e greu. Hai că zic eu. Iar legat de tema noastră de astăzi, eu, tu, noi, m-am gândit și nu există. Nu există pentru că atâta timp cât eu este acoperit de ego, tu nu vei putea face parte din viața mea, iar noi va rămâne doar o iluzie. De aceea, de 4 ani, eu aleg să am grijă de mine, să fiu eu, eu însă. De 4 ani aleg iubirea și blândețea pentru eu și pentru tu. Îmi văd existența, îmi privesc existența cu întreaga ei abundență de lumină, de culoare, de trăire, milioane și milioane de păsări, plină de soare, pentru că fix această abundență este însăși esența. Învăț să fiu iubire și dăruiesc iubire. Doar în acest fel îmi voi binecuvânta ființa. De 4 ani aleg să-mi fiu fidelă mie. De 4 ani aleg să mă respect, să mă ascult, să-mi înving fricile și să-mi vindec rănile. De 4 ani aleg să accept că eu sunt perfect de imperfectă și să înțeleg că și tu, la rândul tău, ești perfect de imperfect. Doar împreună, noi, putem fi absolut perfecți. Iar în această seară, noi dorim să vă invităm să lăsați eul interior să iasă la lumină, dați ego-ul la o parte, primiți-l pe tu în viața noastră și formați acel noi perfect. Totul, în acest fel, va fi perfect și simplu. Chiar dacă nu va fi greu, va fi perfect și simplu. Vă mulțumim!